Dar de la noi lipsește câteodată doar rugăciunea. Avem timp de orice altceva, în afară de rugăciune. În primul rând, nu aveți pentru că nu cereți. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea să vă dea, că n-are. Am mesaje scurte. Doamne, sunt copilul Tău, sunt oița Ta, sunt aici, binecuvintează-mă, dăm harul Tău. Amin. Vom ști doar în veșnicie câte planuri Dumnezeu a distrus pentru că ne-am rugat preventiv. Slăvit să fie Domnul! Ascultăm primele trei versete din Cartea Psalmilor, Psalmul 20, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 563. Psalmul 20, primele trei versete. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului în această seară, suntem adunați aici și după momentele de închinare, după momentele în care am lăudat numele Domnului, urmează să ascultăm al Domnului cuvânt, continuăm să ne rugăm ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt. Și în vederea aceasta mă smeresc înaintea Lui, recunoscând că dacă este ceva de spus și ceva deosebit, Dumnezeu este singur în stare să învrednicească pe robul Lui să vorbească prin puterea Duhului Sfânt și pe dumneavoastră, prin Duhul Sfânt, să înțelegeți mai mult decât reușesc eu să vă spun. Minunile astea se întâmplă când îi prezent Dumnezeu. Când, în schimb, Dumnezeu nu-i prezent acolo, eu mă chinui să vă explic ceva și dumneavoastră nu înțelegeți, fie că sunteți cu gândul în altă parte, însă când îi prezent Dumnezeu, se realizează lucrurile acestea. Și de aceea constatăm câteodată cu uimire că în biserici unde sunt doctori în teologie, prezintă cât mai bine cuvântul Domnului, iar cei care ascultă câteodată se duc și nu înțeleg nimic. Iar te duci în anumite comunități unde frații se smeresc, dincolo de titluri, dincolo de cifra de afaceri, se smeresc să spun, Doamne, vorbește-ne, că știm că numai Tu poți să ne vorbești. Și să ridic un bătrân și începe să vorbească, cât mai bine știe el. Interesant și important e că oamenii înțeleg mai mult decât spune bătrânul. Pentru că Duhul Sfânt este Cel ce vine și ne ajută să înțelegem adevărul biblic. Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva urări pe care psalmistul David le dorea la vremea respectivă și pe care le dorim și noi. Urări și gânduri deosebite care sunt foarte importante pentru viața mea și pentru viața ta. Prima urare pe care David o dorește copiilor lui Dumnezeu atunci și acum este să te asculte Domnul în ziua necazului tău. Cu toții știm că vom trece mai devreme sau mai târziu prin necazuri, prin încercări, prin situații dificile. Și în momentul acela contează foarte mult dacă Dumnezeu este disponibil să ne ajute. Pentru că există o limită pentru absolut toți. Astăzi urmăream în sânul adunării noastre, a avut loc o slujbă de mormântare unde a fost prezent președintele Consiliului Județean Suceava, primarul din Suceava, și la un moment dat fostul ministru, domnul Leș, s-a ridicat la amvonul și am întrebat pe toate oficialitățile, spuneți acum, în situația asta, a tinerii acestea care au murit, ajută cu ceva funcțiile noastre? Era o grămadă de oameni de afaceri acolo. Stimați oameni de afaceri, ajută cu ceva în situația asta banii noștri și cifra noastră de afaceri? Când vine ziua încercării peste o familie, la un moment dat și medicii, și oamenii de afaceri, și autoritățile, și oamenii investiți cu putere, și comandanții de oști, își dau seama că nu pot face nimic. Singurul care poate interveni și ajuta în ziua necazului este Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu de obicei ascultă rugăciunile care se fac. Când înalți o rugăciune spre Dumnezeu, ai speranța ca El să ți-o asculte și la vremea potrivită, conform voii sale, să-ți răspundă. Dar Dumnezeu nu ascultă rugăciuni care nu se fac. De aceea e important pentru un credincios să înalțe rugăciuni, să se roage, să practice rugăciunea. Domnul Iisus Hristos spunea în Luca, capitolul 18, a spus acolo o pildă, dar pilda aceea a spus-o, în versetul 1, spune în felul următor, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Rugăciunea nu e o opțiune, nu e dacă ai chef, dacă ai semnal, dacă îți vine să te rogi. Rugăciunea este o obligație.
mai ales pentru copiii lui Dumnezeu care au licență în domeniu, pe care Dumnezeu îi ascultă, pentru că sunt copii al lui Dumnezeu și se roagă în numele Domnului Iisus, au intrare în sala tronului de domnie a lui Dumnezeu 24 din 24. Și ei sunt chemați să se roage. Restul mai au timp și de politică, restul mai au timp și de sport, restul mai au timp și de afaceri, dar credinciosul în primul rând trebuie să se roage, chiar dacă practică și alte lucruri, dar ales bonus pe lângă. Dar el este și trebuie să fie un om al rugăciunii. De aceea, stimații mei, Biblia vine și spune în Evanghelia după Matei, și permiteți-mi să vă dau și pasajul ăsta, că e foarte sugestiv și foarte frumos. De exemplu, Matei, capitolul 6, versetul 5, spune: când vă rugați, apoi versetul 6, și tu când te rogi. Atenție, Domnul Iisus nu spune dacă te rogi. Pentru foarte mulți dintre noi rugăciunea e dacă te rogi. Ci Domnul Iisus Hristos spune când te rogi, că tu trebuie să te rogi. Pentru foarte mulți credincioși este dacă, Dumnezeu, nu am avut chef de rugăciune, nu am avut semnal la rugăciune, n-am simțit acea stare. Sunt momente când simt că trebuie să mă rog, dar sunt momente când n-am niciun chef de rugăciune. Iubitul meu, odată ce Dumnezeu este Cel care te ascultă, tu ești chemat să te rogi. Și când te rogi, tu trebuie să respecti anumite reguli. Dar de rugat, trebuie să ne rugăm. Doamne ajută! Amin. Dumnezeu este Cel ce ne promite că ne ascultă. Faptul că El ne răspunde la undele rugăciuni cu da, conform voii sale imediate, faptul că Dumnezeu la unele rugăciuni ne spune nu, că nu sunt în voia sa, și faptul că unele rugăciuni le amână, dar ceea ce e foarte important, Dumnezeu ne ascultă, pentru că rugăciunea e făcută. Există o regulă foarte clară pe care Domnul Iisus o subliniază și apostolii o subliniază în dese locuri. În primul rând, nu aveți pentru că nu cereți. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea să vă dea, că n-are, ci lipsește un singur lucru și aceea e cererea mea. Și cererea mea se face verbalizat, grăit spre Dumnezeu. Eu trebuie să-mi deschid gura și să cer de la Dumnezeu ca El să-mi poată da. Multe din lucrurile pe care Dumnezeu le are pentru noi, umplere cu Duhul Sfânt, daruri spirituale, călăuzire în viața de zi cu zi, Dumnezeu este gata să ne ofere, are toate pârghiile, toate resursele să ne călăuzească. În prejurul nostru sunt mii de îngeri care așează circumstanțe și împrejurări ca Dumnezeu să-și facă voia. Dar de la noi lipsește câteodată doar rugăciunea. Avem timp de orice altceva, în afară de rugăciune. Discutăm de orice altceva, verbalizăm, grăim diferite lucruri, însă nu ne rugăm. Și Dumnezeu vine și ne cere, nu aveți, pentru că nu cereți. Nu uitați, copiii voștri au nevoie de protecție, rudele voastre au nevoie de mântuire, vecinii voștri au nevoie de salvare și lucrurile acestea nu așteptați să le facă Iohannes și guvernul. Te-a mântuit Dumnezeu, te-a smuls din mocirlă și din păcate, ți-a pus picioarele pe stâncă și ți-a dat acces în numele Domnului Iisus la sala tronului său de domnie. Du-te și spune numele lor acolo. Să ne ajute Dumnezeu. Ești chemat la lucrul acesta. Nu știu dacă o luați ca o încurajare, dar vreau să vă spun, aveți o anumită poziție privilegiată, folosiți-vă de ea. Folosiți-vă în rugăciune, rugați-vă și chemați numele Domnului. Lucrul acesta se face și când ai chef și când n-ai chef. Dumnezeu te cheamă în mod constant să faci slujba aceasta care este o slujbă. Ne spune Scriptura despre Ana, fata lui Fanuel, care a rămas vaduvă 7 ani după feroceria ei, că stătea și nu se dezlipea de templu, slujind Domnului la vârsta de 84 de ani cu post și rugăciune. A te ruga pentru alții este o slujbă, este o mijlocire pe care o aduci înaintea Domnului. Și credincioșii sunt chemați ca Dumnezeu să te asculte în ziua necazului tău. Tu trebuie să fii un om al rugăciunii. Foarte mulți oameni își închipuie la un moment dat și când citesc în Biblie, spun: Domnule, dacă s-o am în necaz, nu îl deranjez pe Dumnezeu, ei nici nu prea mă duc la adunare. De rugat ce să mai vorbesc? Mulți bărbați citesc în Biblie și Biblia spune acolo, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, nu țineți necaz pe soțiile voastre. Ei nici fac nicio problemă. Ce rugăciuni, că eu nici mă rog să fie împiedicate. Eu nu mă rog, efectiv. Îmi beau cafea, îmi beau ceaiul, vorbesc de sport, vorbesc de politică, dar eu nu mă rog.
ca atare, dacă supărat pe nevastă mea sau nevastă mea e supărată pe mine, n-am ce rugăciuni să-mi fie împiedicate. N-am niciun stres din punctul ăsta de vedere. Ori un mântuit al Domnului ar trebui să se complice și să vadă că este chemat să fie la o anumită situație, că anumite conflicte pe care le are, le-ar împiedica, și un credincios ar trebui să teamă ca rugăciunile lui să fie împiedicate, să le rostească, să le facă și cu toate astea să fie împiedicate pentru că relația lui nu-i bună în casă, că relația lui nu-i bună în familie. Ori trăim o vreme că la momentul actual foarte mulți credincioși, soți, efectiv, nu mai au stresul ăsta. De ce? Că nu se roagă. Că n-au loc anumite rugăciuni, stăruințe, ei își trimit nevestele acolo. Dacă mai este și un vas al Domnului, îi spune, vezi, dacă vorbește Dumnezeu pentru ceva, pentru familia noastră, adun traducerea de acolo. Dar el nu se complică cu rugăciunea. Cam asta e vremea cu care o trăim noi. Și ar trebui, stimații mei, să ne apropiem din nou de Scripturi și să începem să învățăm să ne rugăm. Doamne ajută! Amin. Pentru că la asta, încă o dată vă spun, ne-a chemat Dumnezeu. Este o datorie, nu este o opțiune, alegem noi, ci ne-a chemat Dumnezeu să ne rugăm. Aș vrea să vă mai spun în domeniul rugăciunii că mai există un aspect care trebuie ținut cont, și anume, rugăciunea credinciosului este și preventivă. Mă rog azi ca Dumnezeu să-mi previn anumite lucruri din viitor. Sunt lucruri care se pot schimba, dar sunt lucruri care nu se pot schimba. Spunea Domnul Iisus la un moment dat că Ierusalimul va fi înconjurat de oști și le spunea contemporanilor săi să se roage ca în ziua aceea, când Ierusalimul va fi înconjurat de oști, să nu fie o zi de iarnă sau o zi de... Deci ei nu puteau schimba faptul că Ierusalimul va fi înconjurat, asta se va întâmpla. Dar puteau schimba ziua, prin rugăciune. Puteau schimba anotimpul, prin rugăciune. Pentru că să fii înconjurat de dușmani și să fii evreu și să ai voie să fugi numai 2 kilometri și ăla te ajungea, la 2 kilometri te-ai oprit. Degeaba ai fugit 2 kilometri, că ăla te ajunge. Dar dacă tu prin rugăciune îți dădeai seama, domnule, ziua aceea de jale, de înconjor, de pedeapsă pentru Ierusalim va veni, eu singurul lucru pe care îl pot face nu-i să spun, Doamne, te rog frumos să nu fii înconjurat Ierusalimul. Te rog, nimicește planul celui rău. Dumnezeu a stabilit foarte clar, Ierusalimul va fi înconjurat. Tu nu poți schimba cu rugăciunea asta, dar poți schimba ziua respectivă, să nu fie o zi de sabat. Rugați-vă să nu fie o zi de sabat, că poți interveni în anumite momente. De aceea, permiteți-mi să vă spun că sunt domenii la care putem să ne rugăm preventiv, prin care putem stabili anumite lucruri în viitor, ca ele să nu se întâmple cu viața noastră, că s-ar putea întâmpla. Multe din lucrurile pe care le auzim puteau probabil fi evitate. Însă, stimații mei, dacă nu ne-am rugat, să nu ne mirăm că trecem prin ele. Dați-mi voie să vă citesc în vederea aceasta un frumos pasaj tot din Cartea Psalmilor, Psalmul 32, cu versetul 5. Împăratul David vine aici și spune următoarele lucruri, versetul 5 și 6. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Deci, continuă David și spune, de aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. David aici vine și își mărturisește păcatul lui cu Batșeba. Cu toate că a tăcut, acum vine și îl mărturisește. Și el vine și spune, vinovăția nu-i aparține lui Batșeba, că se scălda prea aproape de palatul meu. Pentru că Biblia spune că era foarte frumoasă la chip și David n-avea binoclu să-l vadă de la distanță. Deci și ea își făcea baia destul de aproape. David nu spune, eu sunt vinovat, că în loc să fiu general în fruntea armatei, am stat și m-am odihnit bine de amiază, după care am început să scrutez și pe aproape. Nu, vinovăția aparte în altă parte. Eu nu m-am rugat suficient. Pentru că atunci când te rogi suficient și vin apele nălvalnice ale ispitelor și ale poftelor, când te rogi suficient, ele sunt blocate. Și în timp ce alții cad și se duc jos, tu rămâi în picioare, pentru că te-ai rugat la vremea potrivită, frații mei. David de aia spune, de aceea, ca nimeni să nu mai cadă unde am căzut eu, orice om evlavios să se roage la vremea potrivită. Și când e vremea potrivită? Când e Batșeba lângă geamul tău? Nu. Nu, de obicei atunci se întâmplă ca la David. Când e marți seara rugăciune,
Când ai ocazia să te rogi, nu-i nicio ispită, nicio încercare nu-i lângă tine. Nevastă să ai sănătoasă, copiii zburdă în jurul unei mese încărcate, ia-ți copiii de mână și vine la adunare și începe să te rogi, că e vremea potrivită, slăvit să fie Domnul. Nu-i niciun nor. De obicei, în comunitățile noastre, dacă vii așa, cu copii și cu nevastă și începi să te rogi și cu mâinile ridicate sus, te opresc, frate. Ce ai? Ești bolnav? Ce se întâmplă cu tine? Strigi prea tare, aleluia. Ai vreun diagnostic? Că numai așa suntem învățați să strigăm la Domnul. Numai bolnav, numai în accidente, numai așa. Dar ce are, Domnule, să spui, frate, nu-s bolnav, n-am niciun accident, totul e bine, e vremea potrivită de rugăciune. Acum, cu ruj în obraj, poți să strigi, aleluia, mărit să fie Domnul, să mă audă toată adunarea. De obicei, noi nu avem sarea asta. Stăm liniștit, așa, calm, ne rugăm, că Dumnezeu doar aude, doar știe. Ne deranjează alții care strigă mai tare și spunem, de ce strigi? Și ăla ne-ar putea spune, Domnule, când mie mi-arde casa, eu nu strig la vecinii mei, ajutor, silent. Nu strig din toată inima când mi-arde casa, eu am o problemă, măi. Și am venit în fața unui Dumnezeu și strig. Cât îi deranjează pe tine, asta e altă treabă, dar eu vreau să strig. Oare n-ar fi bine să ne învățăm, frații mei, să strigăm la Dumnezeu acum cât e liniște și pace? Să ne învățăm în comunitățile noastre că e vremea potrivită. De obicei, repet, ne rugăm atunci când plouă și spunem, după atâta seci, te-i bine, Doamne, că plouă. Dacă în apa ți intră în casă, spui, Doamne, dar parchetul costă. Totuși costă. Când apa se ridică și ne strică la ambreu, îi spune, Doamne, chiar că e serioasă treaba. Te rog frumos acum, eu nu prea am fost la biserică, nu prea, dar acum chiar că mă rog nu atâta de mult, mă rog din cauza parchetului, mă rog din cauza lambreului. Când mai văd că mi-a cuptorul de microunde și ia apa mai încolo, când văd că mi-a bunurile din casă și iese pe geam afară, când văd că inundația e la ea acasă, dintr-o dată trimit bilete la învon. Dintr-o dată, fraților, dar există și jertfe de post, intrați în post pentru mine, că am inundații. Dintr-o dată îi vrem pe toți să vină la inundația noastră. Problema este că ziua inundației continuă să crească apa. De ce? Pentru că în momentul ăla tu trebuia să ai rugăciuni făcute dinainte. Biblia vine și spune, și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, și chiar dacă alții au inundații, pe tine nu te vor atinge deloc. Pentru că te-ai rugat la vremea potrivită. De aceea e preventivă rugăciunea. Sunt lucruri în viață prin care trebuie să treci. Dar de ce să treci prin viață printr-un năcaz, printr-o pierdere financiară, printr-o boală? De ce să treci prin năcaz să te întrebi, oare dacă mă rugam mai mult, treceam pe aici? Oare dacă mai mergeam la adunare, treceam pe aici? Oare dacă eram marța la adunare să mă rog și eu cu frații, treceam pe aici? Foarte mulți au complexul ăsta. Ajung în năcaz și își dau seama că năcazul ăla putea fi trecut mai ușor dacă el era împreună cu frații, dacă el avea o viață de rugăciune. Constatăm de foarte multe ori, prea târziu, că apele mari au venit și ne-au prins și ne-au dus. Oameni puternici, frații mei, care au început să predice bine, care aveau descoperiri din partea Domnului, oameni cu înțelepciune de penetrare în cuvânt, din Duhul Sfânt, scoteau, tu te uiți pe un text și el din textul ăla, în rapid, scoate niște idei că nici nu te-ai gândit niciodată la ele. Pentru că are darul ăsta. Au neglijat rugăciunea. Au crezut că le ajunge doar darul. Au crezut că darurile și minunile țin loc și de pocăință. Au crezut asta. Și oamenii aceștia au căzut. Când a venit apele, i-au luat și pe ei. Ați auzit și au zis numai de numele lor. Atâta tot. Și secretul știți care este? Știți care este? De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea, să fie un om rugăciune. Deci indiferent cât de bine predici, indiferent ce daruri ai, indiferent cât s-ar bolnavi vindecați la umbra ta, nu lipsă marța seara de rugăciune. Roagă-te în casa ta. Stai înaintea Domnului. Recunoaște că ceea ce se întâmplă este datorită puterii Domnului. Dar tu, ca să rămâi pe cale, trebuie să te rogi unui Dumnezeu care te poate păzi și te poate ocroti. Că altfel, dacă o iei pe înțelepciunea ta și pe puterea ta, te duci jos și nu te mai ridici. Te mai țin în proptiele oameni cu bani sau cine mai ține pe tine acolo, atâta tot. Dar după aia se rup și proptielele. Rămâi prin puterea Domnului tare pe calea Domnului. Ca oricând de pe genunchi tu să fii un om tare, să te ridici și să lupți. Doamne ajută! Rugăciunea, frații mei, nu numai că e o obligație pe care avem, nu numai că previne anumite eșecuri și spirituale și totodată materiale în casele noastre,
Și rugăciunea mai are o componentă pe care Biserica Pentecostală începe să o piardă. Și anume, știm că suntem socotiți neprihăniți prin credință. Niciunul dintre noi de aici nu poate să spună că eu n-am păcat. Și Biblia spune că dacă se găsește vreunul, pe loc îl facem toți, cum? Mincinos. Ori Biblia vine și spune, noi suntem socotiți și rugăciunile noastre au fost ascultate în seara aceasta, nu că am vorbit o română perfectă din punct de vedere gramatical, nu pentru că merităm, ci suntem socotiți neprihăniți prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Când Dumnezeu se uită la noi, nu se uită la vechimea noastră în pocăință, nici măcar la slujbele pe care le-am avut noi până acum, ci se uită la noi prin Domnul Iisus Hristos. Și când se uită la noi prin Domnul Iisus, ne vede sfinți și curați, ne vede oameni la care ne ascultă rugăciunile, ne primește cântarea, ne primește lauda, de fapt Dumnezeu în bunătatea Lui, prin Iisus Hristos, ne dă tot ce avem nevoie pentru a trăi pentru slava Lui. Amin. Deci noi suntem socotiți neprihăniți și ne și rugăm. De ce totuși nu se întâmplă lucruri grozave în mijlocul nostru, cum se întâmplau altădată? Spunea Iacov într-un pasaj biblic pe care vreau să-l deschid în atenția dumneavoastră să ne fie afișat, că e foarte frumos, care cuprind cele două lucruri. Spune cuvântul Domnului în Iacov, capitolul 5, versetul 16, partea a doua. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui. Și aici, puțin mai înainte, spune așa, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Frații mei, Biblia vorbește aici că trebuie să te rogi și trebuie să fii neprihănit. Și lucrurile astea de foarte multe ori le împlinim. Știi ce nu împlinim ca să vadă puterea rugăciunii? Fierbințală. Rugăciunea noastră nu ajunge la stadiul de fierbințală. Ne-am învățat cu SMS-uri scurte. Doamne Iisuse, de fotbal vorbesc cât vorbesc, de Formula 1 vorbesc cât vorbesc, de bani, când e vorba să văd de unde se câștigă, cum se fac, vorbesc, mi se dă. Dar de a mă ruga mai mult înaintea Domnului, de a duce rugăciune la fierbințeală, am mesaje scurte. Doamne, sunt copilul Tău, sunt oița Ta, sunt aici, binecuvintează-mă, dă-mi harul Tău, amin. Și nici nu se mai dă. Efectiv, m-aș mai ruga, dar ce să mă mai rog eu? Ori frații mei, v-aș ruga tare mult, haideți să ducem rugăciunea spre fierbințeală. Când vorbim de rugăciune fierbinte, dați-mi voie să iau paralela aceasta și la momentul actual noi când vrem să încălzim o cană de apă, trebuie să aprinzi un aragaz, trebuie să pui niște lemne pe foc. Avem cuptoare cu microunde, o rezolvăm mai repede. Din punct de vedere spiritual nu avem cuptoare cu microunde. Să punem o rugăciune de asta scurtuță, așa, și să apăsăm de un buton și dintr-o dată e la fierbinte. Nu, e ca pe timpul Domnului Iisus. Ia să presupunem cât suntem aici, vrem să servim seara asta un ceai. Să punem un cazan mare, cu apă, și ca să putem face ceai, nu putem, degeaba facem noi galerii la apă. Trebuie să punem sub cazan niște lemne să ardă. Dacă punem paie, nici mă dimineață nu bem ceai. Trebuie material solid. Trebuie pusă lemne. Bun, dar ajung trei lemne. Pui trei lemne. Când verifici apa din cazanul ăla din care vrem să bem noi ceai, constatăm că nici nu s-a schimbat temperatura. Efectiv. Trebuie pusă lemne pe foc. Trebuie pusă lemne. Ca apa de acolo să ajungă la fierbere și putem face ceai, supă, ce dorim noi. Dar totdeauna, stimații mei, apa aia ajunge fierbinte nu instant, ci în timp. În timp. Așa era pe timpul Domnului Iisus. Așa e și acum dacă îmi face. Trebuie timp. Cât timp alungi rugăciunii? De foarte multe ori ne rugăm, dar timpul e foarte limitat. Și vedem de multe ori că timpul ăsta limitat. E adevărat, cântăm, e bine. E bine, cântăm. Dar cât ne rugăm? Este biserica poziționată să se roage? Înainte erau seri prelungite. Mai predica un frate ceva, după care urma rugăciunea. Ceea ce e interesant este că rugăciunile alea țineau 20 de minute, 30 de minute, câteodată o oră. Mai era și câte o descoperire care încuraja poporul, dar se realizau rugăciuni fierbinți. Aș vrea să vă spun la momentul actual, Dumnezeu poate să vindece și acum, rugându-ne unii pentru alții. Dar nu-i suficient să te rogi și să fii neprihănit. Trebuie să te rogi și fierbinte. Doamne ajută! Mi s-a întâmplat să văd comunități unde se adună frații, și încep să se roage. Și nu se opresc la
rugăciune obișnuită, că îi vine Virgil Neagu și trebuie să predici și el, ne oprim. Nu, merg înainte. Și seara asta nu mă supăram dacă mergeați pe rugăciune fierbinte până la ora 9. Doamne ajută! O să închei puțin mai repede pentru a da ocazia unei rugăciuni fierbinți. Doamne ajută, să ne binecuvinteze. Însă, frații mei, oamenii au început. În bisericile respective au venit oameni care au lucrat pe șantier. 2 săptămâni de zile, i-o tăia peste șele, așa există, ți doare spatele. S-au dus la fizioterapeut, s-au dus, i-au făcut radiografii, s-au dus la doctor, i-au dat ca să îl calmeze, calmant, i-au dat totul. I-au spus, domnule, ai tasate, ai cutare, abia au venit la rugăciune. În timpul acelei rugăciuni fierbinte, cu toate clișeile lui, cu toate lucrurile pe care le-au avut, în timpul acelei rugăciuni fierbinți a bisericii, dintr-o dată omul ăla a venit în față, a început să facă genoflexiune, a început să aplece, fraților, nu mai am nimic, uitați-vă, mă pot duce să câștig pâine la copii. Noi întrebăm, dar s-a atins careva de tine? Nu s-a atins nimeni. Dar cum de s-a întâmplat așa ceva? Pentru că noi suntem setați la momentul ăsta să avem profesioniști. Chiar ne plângem de chestia asta. Măi, fraților, există dar de prorocie, știm care să ia. Există dar de vedenie, știm pe ea care au vedenie. Dar unii sunt aceia care au dar de vindecare? Tot ne plângem în continuu. Că am vrea să avem niște profesioniști în vindecare. Adică, vine fratele Virgil Neagu care are darul de vindecare. Și anume îi spune, băi, fratele cutare e bolnav, mai trebuie să mărturisați ceva, mărturisește la păstorul lui, dacă nu a mai rămas ceva, mărturisește mie. El numai vine, pune mâinile să alunge cu un de lemn sau face el ceva cu el și îl vindecă pe ăla. Eu nu trebuie să mă mai rog fierbinte, că avem profesioniști. Vine ăla de unii îi cu darul de vindecare și rezolvă problema. Uite că nu-i avem, frații mei. Singurul lucru care ne-a rămas la îndemână este rugăciunea fierbinte. Doamne ajută! Și aici pierdem. Pierdem foarte mult. Multe comunități, m-am uitat la frații noștri creștini după Evanghelie, m-am uitat la frații baptiști, au început să se roage în comun, au început să stea nopți în rugăciune, sunt multe comunități și prin rândurile lor se văd deja, pentru că ei și-au dat seama că sunt unii dintre ei mai morali, mai pocăiți decât mulți dintre noi. Încă o dată vă spun, suntem în curs de perfecționare, dar și-au dat seama că au rămas în urmă cu o anumită problemă. Nu sunt mai slabi ca noi la predicare, ba chiar sunt mai buni câteodată. Și noi la fel, nu suntem, dar lucrul care duce biserica înainte este tocmai viața aia de rugăciune. Și bisericile care recuperă aici, care au o viață de rugăciune, se întâmplă minuni printre ele. Oamenii sunt cercetați de Duhul Sfânt acolo, nu poți tu pătrunde. Singurul lucru pe care îl fac cu oamenii aia, știu să se roage. Și înainte oamenii nu conta că îi spui tu că ai cancer, că ai un furungul, că ai un coșuleț mic. Nu, să ne rugăm. Ei asta știau, să roage. Orice problemă mică sau mare o duceau înaintea Domnului. Știi că la momentul actual, imediat alergăm la profesioniști, imediat alergăm la medic, imediat alergăm la cutare, imediat la păstor, imediat, Domnule, să caute. Dar unde e rugăciunea aceea fierbinte pe care trebuie să o profesăm? Nu spun că vă țin dirigenții dumneavoastră în seara asta, că și-o am nevoie de lucrul ăsta. Ceea ce observ eu în comunitățile noastre, că la momentul actual avem o grămadă de cunoștințe. Ba chiar știm foarte bine cum ar trebui să cânte corurile, cum ar trebui să cânte tinerii, cum ar trebui să slujească cei cu darul de cărmuire. Dacă se uită cineva la rugăciunea noastră, ne vede extraordinar de slabi față de cei dinainte. Observ biserici unde mă duc, unde poți să iei cronometru și când începe rugăciunea, vezi că la un moment dat se rupe așa, merge. Bun, mai dai drumul la rugăciune. Exact. Îți setați. Dar nu poți să duci rugăciunea 5 secunde mai încolo. Nu poți să te mai rogi puțin? Avantajul bisericii pentecostale, știți care este? Că suntem și ne rugăm în comun. De foarte multe ori mi s-a întâmplat să mă duc la rugăciune și, sincer să vă spun, nu avem semnal la rugăciune. Mă rugam, da, așa, cu SMS-uri scurte, cum v-am spus. Atât, dar terminam, am spus un SMS, 2, 3, dar mai avem ceva pistoc, dar ce să spun? Dacă în împrejurul meu erau oameni care se rugau, erau unii din năcazuri. La un moment dat, când l-am auzit pe ăla din dreapta mea, din dreapta mea cum se roagă, am început și eu, Doamne, dar și eu am trecut biruitor prin anumite, și pe mine mai binecuvântat. Când l-am auzit pe ăla de lângă mine, când a venit Duhul Sfânt și o scrie prezent acolo, cercetează inimile, și că dintr-o dată mi-am ridicat mâinile ca semnal și am început să mă rog și eu. Și dintr-o dată, dintr-un om apatic, cum eram la început, datorită rugăciunii comune și a celorlalți, biserica, prezentă prin Duhul Sfânt. Am început să avem rugăciuni puternice. La un moment dat nu se mai terminau. Dumnezeu boteza cu Duhul Sfânt și turna har și binecuvântare. Oribiții mei, la asta ne adunăm. Înainte de a mă pocăi, am jucat fotbal.
Și când întâlneam o echipă care le avea cu fotbalul, ne-am dat seama că luăm bătaie la mult zero. Dădeau goluri și noi nu mai asistam. Și atunci am văzut că ăstea le au. Și am văzut că și noi nu le avem ca ei. Și atunci făceam o șmecherie care se practică și la cluburi mari. Și anume, pasam între noi cât putem când nu dădeam în haut. Cum luau oia mingea, pasam între noi și în haut. Și uite așa o țineam să scotem măcar un egal, să numea tragere de timp. Știți, câteodată venim la adunare și a venit la adunare, e treabă. Vii de pe șantier, dai jos salopetele, faci un duș și te pregătești să vii de haine de adunare. Vii de la birou, vii acasă, faci un duș, te pregătești de haine. Pe drum mai ai probleme, ți intră unul în față, unul așa, se blochează drumul, vrei să ajungi tu la timp. Bine, ai o grămadă de provocări, dar cu toate astea vii la adunare. Când venim aici se cântă, cântăm așa, ca să fie. După care ne rugăm, da, ne-am rugat să fie. Urmează predicatorul. Ia să vedem dacă ne captivează sau nu. Nu ne captivează ca și cum am pierdut seara. Știți că mă uit așa, e un fel de tragere de timp pe toate domeniile? Am văzut comunități care spun, domnule, dacă tot m-am schimbat și am venit la adunare, când se roagă, mă rog, domnule, mă rog. Mă rog, am cui mă ruga, mă rog la cineva care mă ascultă, mai. Mă rog la cineva care are toată puterea, chiar mă rog înaintea Domnului. Păi când se cântă? Îi depășesc pe ăștia din față cu toate microfoanele lor. Deci, laud pe Domnul, Domnul împăratul meu și stăpânul meu. Îl laud pe Domnul. Și când se predică, să atent la predică. Și când, dacă predicatorul vine și spune ce studiu a făcut el, tac și eu din gură și spun, Doamne, dă-i cuvântul tău, că asta nu e a tău. Dacă predicatorul vine și spune cum o cheamă pe nevasta și câți copii, spui, Doamne, dă-i cuvânt, Doamne, că n-are acum. Dar dacă predicatorul vine și spune, Iisus Hristos este Domnul, tu ești aici cu aminul tău, slăvit să fie Domnul. Ești pe fază. Și dintr-o dată, totul capătă sens. Te duci după o slujbă din asta, măi, am simțit că Domnul a fost aici, Dumnezeu s-a atins. Dintr-o dată, credința ta crește. Pentru că n-ai tras de timp. Ori, stimații mei, asta e viața pe care o dorește Dumnezeu. Dincolo de bâlbâielile noastre, dincolo de cântări înșepute și lăsate la jumătate, dincolo de cântul unul fals, ia gama greșit, dincolo de faptul că cineva poate nu se descurcă pentru prima dată, dincolo că iese unul să spui o poezie și numai când vede ața oamenii ațântiți, el o spune din doi în doi sau o termină înainte de vreme, dincolo de asta, Hristos e în mijlocul nostru. Ori a te ruga este un gest prin care tu onorezi prezența Lui și știi sigur că El va fi atent la ce vei spune tu. De aceea spune aici să te asculte Domnul în ziua necazului tău, ca să te asculte. Trebuie să te rogi, în al doilea rând, ca să fii ascultat, roagă-te preventiv, roagă-te în momentele când ești bine, nu uita de rugăciune. Nu ți-am duce aminte de rugăciune și de post doar când treci prin încercări sau cineva din casa ta e bolnav, nu. Postește și roagă-te preventiv dinainte, roagă-te și pentru alții. Și apoi, iubitul meu, fă ca toate rugăciunile tale să le duci spre fierbențeală, să stai înaintea Domnului rugăciune, cu pasiune. Pentru că Dumnezeu este Cel ce în ziua necazului tu vei striga și El va zice, iată-mă, Dumnezeu să ne ajute. Al doilea lucru subliniat aici, o dorință pe care o are David și o avem și noi, fiecare dintre noi, este să te ocrotească Dumnezeu. Toți avem dușmani. Unii dintre ei, nici nu știm de ce-s dușmani, dar asta nu-i treaba noastră. Unii dintre ei nu li convine cum arăți tu, altora dintre ei nu li convine ce faci tu. Dar nu poți să-i schimbi unii dintre oamenii aceștia. De foarte multe ori încercăm să argumentăm, încercăm să le arătăm că suntem oameni buni, încercăm să facem... Nu, ei vor merge pe linia lor și nu-i treaba noastră să-i schimbăm pe ei. Nu-i treaba noastră, dincolo de argumente și dincolo de dovezi pe care le avem. Dar față de dușmanii pe care îi avem, față de pericolele pe care le avem, spune Biblia, Dumnezeu este gata să ne ocrotească și de aceea spunea Sfânta Scriptură, în versetul 1, partea a doua, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacob, să-ți trimită ajutor. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frații mei. Ca să te ocrotească Dumnezeu, trebuie să faci câteva lucruri, ca să ai parte de această ocrotire. Și fiecare dintre noi trebuie să verificăm dacă facem aceste lucruri ca să fim ocrotiți. Toată lumea vrea ocrotită de Dumnezeu. Toată lumea vrea păzită. Mi-aduc aminte, pe timpul pandemiei anunțau ziarele de știri că domnul Trump s-a îmbolnăvit de COVID. Și atenție, nimeni nu-i păzit mai bine ca domnul Trump.
are niște gărzi de corp grozave, specialiști de la CIA, de la FBI, serviciul de securitate este cel mai performant, dar nu l-a putut păzi de un virus. Și domnul Trump a trecut și el prin COVID. De ce? Pentru că toate au limită. Singurul care te poate ocroti cu adevărat de săgeata care zboală ziua, de molima care bântuie ziua în amiaza mare, singurul care promite și poate să te ocrotească este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar știi ce spune Psalmul 91, care e cel mai încărcat de făgăduințe? Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic are parte de ocrotirea asta. Ca să stai acolo trebuie să intri. Ca să stai sub ocrotirea celui preanalt. În Psalmul 91, lui Dumnezeu îi place să compare cu o pasăre sau cu o cloșcă care își întinde aripile peste puișorii ei. Dar puișorii sunt ocrotiți câtă vreme stau sub aripile păsării respective. Ori ești ocrotit câtă vreme stai sub acoperirea celui preanalt. Dar ca să stai sub acoperire, încă o dată, vă repet, trebuie să intri. Și singurul mod a unei persoane din lumea aceasta, expusă atacurilor duhurilor nedecurate, a primejdiilor, a circumstanței și a tuturor lucrurilor, să poată intra acolo, este o singură persoană. Ușa este Iisus Hristos. Amin. Foarte mulți învârt pe lângă ușa asta, mulți copii de pocăiți se nasc în familii de credincioși și sunt învățați de părinți, lasă tu învață, tu să ajungi bun medic, tu să ajungi bun astronaut, tu să ajungi bun arhitect, lasă că ai să intri tu pe ușa aia. De foarte multe ori, îți foarte bun, ne reprezintă foarte bine la multe, dar n-au intrat pe ușă. Și ocrotirea se dă doar celor ce au intrat pe ușa numită Iisus Hristos acolo. Avem o lacună în domeniul ăsta și foarte multe comunități ar trebui să ia seama de asta. Avem copii minunați care la vârsta de 12 ani pot face alegeri, unii chiar mai rapid, pentru că se știe foarte bine că se maturizează atât fetele, în mod special, cât și băieții, se maturizează mult mai repede ca înainte, din cauza cumului de cunoștințe pe care au ocazia să-l adune. Și din cauza aceasta, mulți dintre noi punem un barem. La 18 ani poți să fii botezat ca băiat, ca fată la 16 ani. Dau un exemplu anumitor comunități. De el vrea de la 12 ani să rezolve problema lui cu Domnul. Vrea de la 14 ani, efectiv, biserica să-i aibă un vizor, să se roage pentru ei. Nu. Acum stați liniștiți, nu acum. Acum mai poți să mai mergi cu prietenii, mai arunci cu petrolul în geam la careva, mai te mai iei cu ceilalți, vezi și tu cum îi fumul de țigară, acum noi nu avem timp de tine. Dar la 18 ani vii la noi. Când vine la 18 ani, câteodată trebuie scorcezat, câteodată trebuie scos din el diferite lucruri pe care le-a dezvoltat. Oare de ce n-am transmis noi mai repede că ușa e deschisă pentru ei în momentul când pot alege între bine și rău? De ce nu le-am spus asta? Că foarte mulți dintre ei nu-și găsesc locul, nu sunt priviți ca ființe care pot face ceva, efectiv. Avem un segment care îl uităm și după care plătim un preț foarte scump, unii dintre ei, și ar dori să mai vină înapoi, dar anturajul nu le mai permite. De ce oare? Ori, iubiții mei, v-aș ruga în seara asta, vorbiți-lor copiilor dumneavoastră că ușa numită Iisus Hristos este deschisă pentru ei. Ei personal îl pot primi. Chiar dacă biserica îi va boteza la momentul în care găsesc frații de cuvință, dar ei se pot ridica, pot primi Duhul Sfânt, pot fi un plus de puterea Domnului și îl pot reprezenta pe Domnul la vârsta aceea la școală, la ei acolo. Dumnezeu vrea să facă o trezire printre adolescenți și printre copii, slăvit să fie Domnul. De ce să ia Duhul de pornografie și de băutură și de țigară și de o grămadă de lucruri să ia în primire și să nu ia Duhul lui Dumnezeu? De ce? Oare biserica nu are viziune în direcția asta? De aceea, frații mei, suntem chemați într-o asemenea vreme să ne uităm la timpul pe care îl trăim. Nu mai este timpul ăla pe care l-am trăit eu când la 18 ani nu știam nimic. Dacă îmi spunea cineva o prostie, o înjurătură, ceva, mă roșeam până în vârful urechilor, ca bar n-aveam. La momentul actual, păcatul e la distanță de un clic și păcatul e atât de periculos că din cauza curiozității îl robește și îl face dependent, urgent. Dacă rămânem doar la păcatele vizuale, dar de foarte multe ori anturajul îi duce mai departe, singurul care îi poate opri aici este doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și biserica pierde din lucrul ăsta. În foarte multe comunități nu se mai face stăruință. În foarte multe comunități nici membrii nu se mai... Sunt copilul lui Dumnezeu. Păi, dar unii sunt copiii, măi.
Bun, spune copilului tău, povestește, ia amenință-l, fă tot ce vrei. N-ai cum să-l convingi. Singurul care are abilitatea să convingă pe om vinovat în ce privește păcatul, este Duhul Sfânt. Dar dacă eu nu sunt plin de Duhul Sfânt și între noi Duhul Sfânt nu lucrează cu putere, ne uităm la ei cum se îndepărtează din ce în ce mai mult. Câteodată iau o formă de evlavie ca să nu supere pe tata și pe mama. Dar convingere nu există lăuntrică. Când există convingere, nu-l poți opri de la repetiție. Când există convingere, nu-l poți opri de la slujire. Când există convingere, nu-l poți opri de la orchestră. El se duce pentru că e convins de Duhul Sfânt. Și biserica are nevoie de lucrul acesta. S-a predicat foarte mult și se predică că copiii sunt o binecuvântare. Dar la binecuvântarea aceasta ne cere Dumnezeu colaboratori, ca binecuvântările pe care le-am primit să le punem sub ocrotirea Duhului Sfânt, să ne ajute Dumnezeu. Ori, ca să-i ocrotească numele Domnului, trebuie ca bărbați și femei, eu și tu, să intrăm pe ușa aceasta. Și ușa aceasta este botezul sau legământul făcut cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa se intră sub aripile celui preanalt. Dacă încă n-ai încheiat legământ cu Domnul, te învârți pe lângă ușă, tu nu ești ocrotit. Am văzut atâția băieți care spune, băi, eu sunt băiat de păstor sau fată de proroc în adunare, mama se roagă, tata se roagă, ce dacă mă duc la discotecă? Uite că s-o duc și eu scos ăștia dințe, trebuie să-și pun de plastic. Păi, dar tu te credeai protejat, nu? Iubitul meu, tu ești protejat în momentul în care intri sub aripile celui preanalt. Îmi spunea un băiat de la noi că l-a trimis tata lui să facă școala profesională la Brașov, pe timpul lui Ceaușescu. Și l-a rugat tata lui, eu, măi, eu îți plătesc internatul, eu te îngrijesc cât pot eu, la meseria care o am eu, să ajungi și tu să înveți o meserie acolo. Rugămintea mea pe lângă să înveți, în fiecare duminică te duci la adunare la Brașov. Te duci acolo. Bine, el s-a dus o bucată la adunare la Brașov. După un timp, s-a gândit el la, băi, seara, e vară, e frumos afară, este un parc aici în Brașov, așa te poți plimba de liniștit. Și eu stau la adunare la Brașov, n-aveau nici aer condiționat acolo, n-aveau nimic. Predicau niște frați așa mai mult, cu mai lejer, așa mai cu tare. El știa că, așa, el era mai rapid, așa mai se gândea, mai iuțișor, așa. Păi nici nu am timp să-l ascult pe asta cum vorbești de el. Apoi și căldura asta aici, eu am să mă interesez cine predică, ce subiect are, de la toți ăștia, și când tata mă mai întreabă cumva sau îmi spune să scriu câte o scrisoare, eu îi spun, a fost ăla așa frumos, a fost tata. Și doar în scrisoare nu-ți vede că am fost, că unde am fost. Când eu îi spun și ne-o predicat și subiectul a avut. Și așa au zis. Duminică seara, duminică dimineața au fost, seara au zis mă duc să mă plimb și eu, că după aia de luni iar începe școala și am de învățat și așa mai departe. Se plimba prin parc și la un moment dat din parc, din niște boscheți de acolo, a ieșit un tip așa, care nu-l cunoștea și nu-l știa, a ieșit ăsta și îl întreabă, băiatul, dăm niște bani pentru o bere. Și zice, nimeni n-am. Ăsta nici nu l-a întrebat de unii, cei cu tare, numai i-a dat un cap în figură, așa, i-a dat un cap în nas și dintr-o dată a început a curge sânge și ăla a dispărut cum a venit din boscheț, așa. Cum a apărut, așa a și dispărut. El s-a dus undeva să spala pe nas și am întrebat, și ce te gândeai? Te gândeai cine e ăsta? Nu mă întrebam cine e ăsta. Nu mă întrebam ce a avut cu mine, nu mă întrebam. Mă întrebam dacă eram la adunare, pățam așa ceva. Așa cum era cald, așa cum era predicatorul ăla plictisitor, pățam așa ceva? Ați văzut vreodată să pățați careva așa ceva venind la adunare? Iubiții mei, există o zonă de risc. Când te învârți pe lângă discoteci, așteaptă-te să o iei. Când te învârți pe lângă oameni din lume interlopă, așteaptă-te. Nu poți să umbli cu lupii și să nu te înveți a urla ca ei. Pentru că ăla e anturajul. Dacă, în schimb, vii la adunare, eu am întâlnit băieți din lumea asta care le plăceau manele, le plăceau o grămadă de chestii, au venit la adunare, au început să cânte frață în față. Păi, dar, băi, fain, cântă și ăștia, fain cânt. S-a luat și el așa, la un moment dat, băi, ia să vedem dacă mai știți cântări de astea. Uite, așa au rămas în adunare și el nu-l puteai scoate din mintea lui pe Michael Jackson sau pe altul. Nu o puteai. Dintr-o dată și-o dat seama că există și altă muzică, domnule. De ce? Împreună cu ceilalți. Și oamenii aceștia, încetul cu încetul, au intrat sub ocrotirea celui preanalt, slăvit să fie Domnul. Câteodată ne mai spune Duhul Sfânt, câte săgeți a vrut să trimită diavolul spre tine, dar le-am frânt. Vom ști doar în veșnicie câte planuri Dumnezeu a distrus pentru că ne-am rugat preventiv, slăvit să fie Domnul. Există textul ăla biblic foarte frumos pe care îl avem în Coloseni.
care spune că viața noastră este ascunsă cu Hristos în... Imaginați-vă că aici pe ecranul ăsta fac un cerc micuț așa și în cercul ăla scriu numele tău. Și dacă tu ai fi așa prin lumea asta, poți fi atacat de diavolul când vrea el, că el este stăpânitorul lumii acesteia. Poți fi atacat de duhuri când vor ele, poți fi atacat și intri în niște situații, dar tu, dacă ai intrat sub acoperirea celui preanalt, spune că viața ta nu e așa singură, plutești, nu știe nimeni de tine, ci mai este un cerc, tu ești ascuns cu Hristos. Mai faci un cerc care îl cuprinde pe primul și pe care îl numesc Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dar tu nu ești numai în Hristos, ci spune Scriptura, ești ascuns cu Hristos în... Tragi un cerc mai mare pe care scrii Dumnezeu Tatăl, Țiitorul tuturor lucrurilor. Dincolo de cercul ăla mare, treci lumea, diavolul, păcatul, blestemul, orice altceva. Imaginează-ți că diavolul vrea să trimită o săgeată arzătoare spre tine. N-ajunge direct la tine. Trece prima dată prin primul cerc. Și primul cerc spune, nu, ăsta e copilul meu, ăsta crede în Iisus, l-am rupt aici. Și dacă ai ochi să vezi la marginea cercului, s-o grămadă de asăgeți pe care diavolul și zi și noapte le trimite către tine și tata spune, nu, nu trebuie să ajungă la el. Sunt anumite săgeți pe care tata spune, nu, ai săgeata asta, o las pentru ca să verific credincioșia lui. Să-l verific cât de tare este el la locul de muncă. Vreau să fac din el un model și săgeata asta, încercarea asta, vine spre viața lui. Dar nu vine din Dumnezeu direct în tine. Și la dreapta tatălui este cineva care spune, tată, ăsta nu prea se roagă. Ăsta nu-i pregătit din încercarea asta. Nu-i pregătit acum. Și vine fiul și o rupe acolo. Cel care mijlocește pentru noi. Și sunt încercări, puține, pe care el consideră că ar trebui să le faci în față. De aceea el nu îngăduie nicio ispită peste puterile noastre de a răbda. La care ar trebui să-i faci în față. Și îngăduie într-o dimineață, te scoli repede, să pleci undeva, și îngăduie Dumnezeu de undeva, cum Timișoara atâteauna e lucru din câte ori vin la dumneavoastră, un cui intră în roata ta. Tu o spargi. Te dai jos nervos. Doamne, nu vezi că eu mă grăbeam să merg la cutare și cu șutul în cauciuc de care parcă se umflă roata dacă tu îi dai câteva șuturi la cauciuc. Nervos credinciosul nostru, când el de fapt ar trebui să știe că Dumnezeu a pus cuiul ăla acolo, că mai târziu s-ar putea să intre un tel pe contrasens și ca să eviti ca tu să ai probleme mai mari, o scoți doar un cui, mai stai acolo cât schimbi roata, chem pe ăștia de la service, dar în timpul ăsta tirul ăla cu șoferul adormit sau biat, treci din zona aia. Știți cine comentează cel mai tare? Noi. Ce bine este când s-o spargi cauciucul și te oprești să spui, Doamne, nu știu de ce ai făcut asta, nu-mi cade bine un cauciuc, trebuie să mă duc la vulcanizare, îmi schimbă puțin orarul, dar știu că toate lucrurile lucrează spre... Mulțumesc frumos! Numai tu știi de ce m-ai păzit. Câteodată merg cu mașina și circulând cu mașina așa, intru prin anumite localități, unele mergi mai greu, în altele nu știi când să lasă piciorul pe accelerație așa. Piciorul mai greuț, să lasă pe accelerație și la un moment dat cum merg, așa cu tot cu GPS. Câteodată GPS-ul nu mă spune, intră lateral stânga. Pac, nu știu zona, intru lateral stânga. Când îmi dau seama, păi GPS-ul își revine și spune, reîntoarce-te înapoi. GPS-ul ăsta, vedem, și fac și el. Când intru înapoi, pe drumul ăla drept, pe care trebuia, vinea poliția cu radar. Dar nu a avut ocazia să mă prindă, că la mine și GPS-ul e călăuzit. Stimații mei, bineînțeles că, băi, am pierdut timp, uite, GPS-ul ăștia cu state, cu sateliți ăștia, ce fac ei, poți să comentezi, să faci pumii la gură. Dar ce simplu e să spui, Doamne, dacă s-a întâmplat totuși ceva și m-am abătut de la drum, este un plan al Tău. Câteodată vezi radarul poliției care se uită așa, păi, dar cum de știe ăsta că suntem aici? GPS-ul știe, nu eu. Ori din punctul ăsta de vedere, frații mei, toate lucrurile astea sunt așezate, când există rugăciune, Dumnezeu te ocrotește de anumite pagube, de anumite lucruri. Mă rog de când plec de acasă, nu că, Doamne, eu plec în călătorie, păzește-mă de accidente, păzește-mă de pagubă, de materiale, păzește-mă de orice, și îngăduie tu numai ceea ce e în planul tău. Există o rugăciune făcută și Dumnezeu spune, nu aveți pentru că nu cereți, dar pentru că ai cerut, îți dau, slăvit să fie Domnul. Și are o grămadă de binecuvântări și de ocrotiri să ne dea Domnul. Lipsește rugăciunea. Crezi că te ajută cu ceva, că te scoli dimineața și spui, domnule, ăștia au hotărât în țara asta o anumită lege, așa mă nervează pe mine, că își fac favorile lor. Bun, în afară că îți crește tensiunea sau poate glicemia, ce ai mai realizat?
Dar cât de bine ar fi să te pui, Tată, Tu care coordonezi toate lucrurile, Tu care binecuvintează în ziua de astăzi, păzește-mă Tu, fă-mă ca prin lumea aceasta nedreaptă și prin lumea aceasta primă de primejde, croiește-mi un drum în așa fel încât să merg călăuzit de brațul Tău și să vezi cum se deschid uși și când nu se deschid și știi că Dumnezeu te păzește de ceva anume, lasă-L închisă, pleacă mai departe, Dumnezeu să ne ajute. Când te ocrotește numele Domnului, dar ai legământ cu El. O altă problemă care e foarte importantă ca să te ocrotească, nu numai să intri, să rămâi acolo. Foarte mulți credincioși când intră sub aripile Domnului, adică în biserica Domnului, adică în părtășia fraților, stau o bucată și se plictisesc. Încep să-i cunoști pe oameni. Și toți suntem oameni. Un autor creștin spunea că toți par normali până ajungi să-i cunoști. Ori toți avem slăbiciuni, suntem perfectibili, dar fiecare dintre noi avem anumite lucruri de care trebuie să ne pocăim. Unii ne pocăim mai repede, slăvit să fie Domnul, toți credem că așa-i, sau unii se pocăiesc mai greu, puțin, de anumite lucruri. Dar până se pocăiesc ei, avem anumite probleme și relaționare între noi. Ori de foarte multe ori ne vine să părăsim zona aceea. Amintiți-vă că Lot a fost o vreme împreună cu Avram și putea să învețe foarte multe lucruri de la Avram, dar s-au despărțit. Amintiți-vă de Noe, de exemplu, care a intrat în corabie. Corabia, pe lângă faptul că avea toate speciile de viețuitoare, era tencuită pe dinăuntru și pe din afară cu? Măcar dacă era o culoare caldă. Dar era cu smoală. Gândiți-vă la mirosul, la zgomotele care erau acolo. Câți din familia lui Noe au sărit afară din corabie? Niciunul. Că era singura soluție de salvare spre lumea nouă pe care Dumnezeu o recrea după aceea. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu ne cheamă în biserica sa. E singura soluție de salvare. Cu ăștia de aici. Starea asta. Cu atmosfera asta. Cu smoala câteodată care este acolo. Dar e singura soluție de salvare. Rămâi în zona respectivă. Rămâi sub aripile celui preanalt. Nu uitați că aici suntem în trecere. Străzile de aur, pomul vieții, e la destinație, nu în călătorie. De foarte multe ori vrem ca vasul de croazieră al nostru să fie punctul final. Nu este. Noi suntem aici, mai stăm și în picioare, mai stăm într-un picior. Da, e important să ajungem la țintă. Dumnezeu să ne ajute. Rămâi sub ocrotirea celui preanalt. Foarte mulți credincioși spun, domnule, nu, ies, mă duc. Auzi pe mulți spun, băi, am participat la un sfat frățesc, la o adunare generală, am participat la un viu schimb de cuvinte, să folosesc cu terminologie Biblie. Băi, dar noi când eram în lume, dacă ne contragem, ne bătem, ne caftem, efectiv, luăm câte o jumătate fiecare, după care ne împăcam, domnule. Aici, uite, există diferențe privitor la venirea Domnului, nu se pot vedea unul pe altul. Ce faci, să ai din barcă deja? Să ai din barcă? Vii și spui ce ai făcut înainte? Vii să spui că ai avut prieteni înainte? Nu ieși de sub autoritatea celui preanalt, decât dacă Dumnezeu te trimite, dacă nu rămâi acolo. Văd foarte mulți oameni care, bazați pe faptul că suntem copii al lui Dumnezeu, iau anumiți steroizi spirituali și să cred că ei pot să scoată orice fel de demon. Cred că ei sunt abilitați să pună mâinile peste absolut toți și își iau prerogative. Le pare rău că nu le dăm sticluțe de unde lemn să-i ungă pe toți cu unde lemn, pentru că El îi chemat. Iubiții mei, te cheamă Dumnezeu să stai sub ocrotirea celui preanalt. Când ești de sub aripi, trebuie să ieși cu mandat. Trebuie să ieși cu trimitere. Te trimite Dumnezeu în misiune și vii înapoi. Când te trimite Dumnezeu ca pe apostol, nimic nu te poate vătăma. Calci peste toată puterea celui rău. Și oricât de mult ar vrea să sară la tine, nu pot. Ești trimis cu mandat și cu autoritate. În rest, te retragi înapoi. Foarte mulți am întâlnit că fac mișto. Și lucrul ăsta se întâmplă și în mediul nostru evanghelic. Vorbim de satana, de nichiduță, de hâdu, de spurcatul. Și pe la învoane vorbim. Amintiți-vă de demnitatea pe care o au îngerii. Spune că arhanghelul Mihail, pe când se lupta cu satana pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să vorbească cum vorbim noi. Și i-a zis, Domnul să te... Pentru că există o demnitate și un război spiritual. Nu-ți bagi joc nici de dușmanul tău. Mai ales că el ca tine a văzut miliarde. Bineînțeles că de sub harii bărărățim noi, facem tot felul de șmicherii că suntem păziți. Dar, frații mei, v-aș ruga tare mult, nu ieșiți de sub acoperirea celui preanalt. Rămâneți acolo. Cântați, lăudați-L pe Domnul, stați în prezența fraților, stați liniștiți acolo. Pentru că odată ce ai ieșit de acolo, s-ar putea să nu se mai aude de numele tău.
Amintiți-vă că Iacov a avut 12 băieți. Și știți ce înseamnă la o casă numai băieți. Și a avut o singură fată, Dina. Și acum mă gândesc oare ce zestre i-ar fi dat el lui Dina, singura lui fată pe care o avea. Și într-o zi Dina a spus, vrem să vedem cum se poartă fetele țării. Vrem să vedem, vreau să văd cum se distrează ele. Vreau să văd ce fac, care e orarul lor. Pentru că ea locuia doar în corturi. A intrat în cetatea Sihem. A văzut-o fiul domnitorului. A plăcut-o. Dar nu m-a întrebat dacă vrea sau nu. După care, nu veți mai auzi nimic de Dina. Nici de zestri, nimic în Biblie. Foarte mulți cred, domnule, odată să mă duc. Nu. Rămâi sub ocrotirea celui preanalt. Dacă ar fi știut Dina ce se întâmplă, ce nenorocire se întâmplă, probabil ar fi rămas în cortul lui taicu până la bătrânețe. Dacă nu vine un băiat să mă ceară, eu aici rămân, pentru că aici sunt în siguranță. Nu. Dina a ieșit și a nenorocit o cetate întreagă și numai atât, și pe ei, pe frații ei, dacă veți urmări în Biblie, vor fi totdeauna și vor avea urmări la ceea ce au făcut în zona respectivă și ei au făcut-o din dragoste pentru Dina să-i apere onoarea. Ori, stimații mei, când Dumnezeu ne cheamă într-un anumit loc, trebuie să rămânem acolo. Nu trebuie să vă mai spun liderii dumneavoastră la tineret, vă spun totdeauna de Samson, care mișca Duhul Domnului între Țoria și Eștaol și putea ieși la pensie ca judecător. Dar la un moment dat a zis că e prea puternic ca să stea doar între Țoria și Eștaol. El se poate descurca și la Valea Sorec. El poate merge și la Timna, fără probleme. Și o mers, o ieșit de sub autoritate. După care a pierdut puterea, a pierdut vederea și a pierdut viața. Să scrie pe piatra funerară că la moartea lui a ucis mai mulți oameni decât în tot timpul vieții sale, cu ce mângâie asta pe părinții lui Samson? Cu ce mângâie asta CV-ul lui? Când putea să fie bătrân sub ocrotirea celui preanalt și alături de alți judecători să fie un om al lui Dumnezeu care rămâne în granițele lui. Stimații mei, când venim în casa Domnului, ne cheamă Dumnezeu la o slujbă. Eu mă pot amesteca în slujba oricui. De ce? Că-s deștept. Dar câteodată tot mă amestec până ies pe ușa afară. Tot mă bag în lucrările altora și mă trezesc în față cu niște provocări la care n-am nici resursele, nici mandatul și nici chemarea să o fac. De aceea e foarte bine și Biblia spune fiecare să rămână la locul la care a fost chemat. Verifică, dacă te-a chemat Dumnezeu acolo, rămâi acolo. Fii credincios peste lucrul respectiv. Dar altul cum are? Nimeni nu poate primi mai mult decât este dat de sus. Și eu vreau să cânt că ăștia care au cântat în seara asta, ca tinerii ăștia. A, nu le am. Acum trebuie să am ciudă pe ei? Nu, domnule, eu am vocea mea, cânt și eu cât pot, dacă îmi permite cineva și dacă nu văd pe cineva așa, cânt și eu, încep să cânt solo, până vine unul și spune, lasă că cântăm noi. Dar și când îmi spune, lasă că cântăm noi, mă dau la o parte pentru că au venit cei care trebuie. Dar nu e asta o problemă. Sunt domenii în care eu sunt chemat și fac slujbă, cum în seara asta. Dar sunt domenii în care eu nu sunt chemat și știu asta. Și știu oameni de lângă mine care pot face mai bine. Mă dau frumos la o parte. Nu contează cum mă cheamă și te rog frumos, ocupă-te de situația. Și ăla face slujba mai bine ca mine. Pentru că eu știu la ce-s chemat, celălalt la ce-i chemat și rămânem fiecare la domeniul nostru. Pentru că trebuie să rămânem sub acoperirea celui preanalt. Doamne ajută! Frații mei, mă uit și la ceas ca să dau loc la rugăciunea aceea stăruitoare înaintea Domnului. Primul lucru este să continui să te rogi să te asculte Domnul, al doilea să te ocrotească și al treilea, stimații mei, să-și aducă aminte de tine. Ca Dumnezeu să-și aducă aminte de noi, trebuie să aducem înaintea Domnului darurile noastre, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare. Fă-ți timp și adună înaintea Domnului. Fă-ți timp și ajută lucrarea Domnului. Fă-ți timp și deschide pormoneul. Fă-ți timp și mergi în misiune. Fă-ți timp și cântă cântări. Fă-ți timp să faci ceva pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să-și aducă aminte de darurile tale de mâncare. Foarte mulți dintre noi creștem așa în mediul evanghelic cu o anumită învățătură. Băi, am făcut o faptă azi. Și atenție! Nu a ajuns mâine, a venit cineva și mi-a dat de 10 ori mai mult decât am făcut eu. E ideal, frații mei.
Ideal, dacă s-ar face, v-aș spune eu o chestie de asta, că dacă seara asta dați 50 de lei pentru Domnul, în seara asta Dumnezeu vă va da înapoi 500 de lei. Eu știu, sigur că trebuie să dăm încă o dată săculețe, ca frații, fiecare să caute cât mai mult, mai împrumute de la ceilalți, dacă tot e seara asta de obținut așa ceva. Dar Dumnezeu nu face totdeauna așa, rar face câte așa ceva pentru încurajare. Dar de obicei Dumnezeu așteaptă să adunăm, să stivuim facerile noastre de bine, rugăciunile noastre, gesturile noastre. M-aș fi așteptat când Îngerul Domnului a venit la Corneliu să-i spună: Cornelie, Cornelie, ultima ta milostenie a fost grozavă. Efectiv, grozavă. Dumnezeu și-a adus aminte de ultima ta milostenie. Sau: Cornelie, toate rugăciunile care le-ai făcut tu până acum au fost de antrenament, dar ultima a fost grozavă, Domnule. Dumnezeu nu s-a mai putut să-și dutire la acela și spune că ultima lui rugăciune și ultima lui milostenie au fost excepționale. Nu. Rugăciunile și milosteniile. Te-am uitat de ele. Nu, nu. Tu ai uitat. Dar eu le-am ținut acolo. Și când ajunge maximul, doar eu știu când ajunge, vin și-ți dau răspuns. Trimit îngeri să materializez în fața ta. Așez împrejurări ca să știi că eu am luat aminte la gesturile tale. Că vii azi și pui 5 lei, vii mâine și dai o încurajare, poi mâine trimiți un SMS-ul de încurajare, răspui mâine, ții o zi de post, poi mâine faci o rugăciune. Toate lucrurile astea sunt contabilizate de cineva și într-o zi Dumnezeu apare în casa ta, slăvit să fie Domnul. Învață-te să aduni, pentru că doar așa Dumnezeu îți răspunde și la timpul potrivit. Ne spune Scriptura că evreii au trecut printr-o situație dificilă, critică, când un om a vrut să nimicească un întreg popor din cauza unui om, din cauza lui Mardoheu. Pentru că Mardoheu nu se închina în fața lui Haman. Și omul ăla a complotizat totul ca într-o singură zi să-i termine pe toți. Să scape și el să n-aibă treabă două săptămâni de nimicit. Nu, într-o singură zi se rezolve tot. Și Scriptura ne spune că Dumnezeu a făcut un lucru extraordinar. Și anume, a făcut ca Mardoheu ăsta să audă pe doi dintre famenii care intrau la împăratul Ahasveros, intrau în camera lui de culcare că vor să-l omoare. Acum când niște oameni de la curtea imperială spun că vor să-l omoare pe împărat, poate că sunt supărați, ei erau biruiți de supărare. Dacă intri în camera unde împăratul doarme, deci nu știi, inconștient când doarme, să-l omori nu e o problemă prea complicată, mai ales pentru doi oameni. Și ei intrau acolo. Mardoheu aude, Mardoheu se duce și spune la cine trebuie, serviciile verifică dacă informația e adevărată, se dovedește adevărată și aia doi famini sunt executați. După care se scrie în cartea de aducere aminte și a făcut Mardoheu. Parcă mă așteptam ca Mardoheu să fie ca pocăitul de astăzi, așa. Îl vede a doua zi pe Ahasveros în fața curții sale a mulțimii salutându-i și Mardoheu spune: ăsta trăiește azi din cauza mea, băi. Din cauza mea. Dar nici nu m-a chemat să-mi spui mulțumesc frumos. Nici măcar nu m-a chemat să-mi spui: băi, cum te cheamă pe tine, băi? Vin încoace să strâng mâna. Vin nimic. L-a uitat. Dar nu la voia întâmplării l-a uitat. Că noi bolborosim și comentăm: băi, l-am ajutat pe el, băi, l-am ajutat, în loc să vii, să-mi spui, să-mi, cu tare, eu am stat, l-am dus, am făcut, cu tare, spune-mi la toți, poate să prinde, poate ajunge la ăla care trebuiește să ne spui mulțumesc frumos. Nu, nu a ajuns la Ahasveros nimic. După care s-a organizat complotul ăsta și într-o noapte Ahasveros nu poate dormi. Dar nu poate dormi. Se culcă pe o parte, pe alta, încearcă el cumva și la un moment dat îi vine ideea de undeva și spune: aduceți-mi o carte să citesc. Îi aduce tocmai o carte a faptelor de aducere a minte, a cronicilor. Și din cartea aceea, întâmplător, cu ghilimele de rigoare, deschide chiar la momentul ăla. Și împăratul se luminează dintr-o dată. Spune: băi, omul ăsta m-a salvat pe mine. La omul ăsta s-a făcut ceva? Din câte știm noi, nimic. Nici nu l-am chemat aici, nici nu-l cunoaștem. A doua zi, împăratul vine și răsplătește pe Mardoheu, punându-l pe dușmanul lui, să-l care prin cetate și să spună așa să face omului că pe care îl cinstește împăratul. Și din momentul acela apare Purimul evreilor, adică ziua izbăvirii. Iubiții mei, Dumnezeu are timpul lui când să-ți răsplătească. Are vremea lui când să-ți răsplătească. Că acum te poate ajuta cu mulțumesc frumos cineva. Că acum Dumnezeu poate trimite pe cineva să spună: scop pălăria în fața ta. Dar pe tine nu te ajută pălăria lui scoasă când treci prin acazuri. Mulțumescul lui, nu poți să spui: Doamne, mi-a spus să la mulțumesc. Nu, rămâi tăcut, rămâi liniștit, că toate faptele tale vor fi răsplătite de Dumnezeu. Doamne ajută!
Ca să se aducă Dumnezeu aminte, trebuie să le faci. Nu obosiți în lucrul ăsta. O să-mi faceți poate un gest față de mine, față de altul. Și noi suntem oameni. Și păstorii sunt oameni, și prorocii sunt oameni, și prietenii sunt oameni, și cumnață sunt oameni. Faci un gest și ăla uită. Parcă e abonat la faptele tale. Parcă e abonat la ajutorul tău. El invers nu știe să facă. La un moment dat spui, domnule, nu mai ajut pe nimeni. Văd atâta nesimțire, atâta nu mai ajut pe nimeni. Ori Biblia vine și spune, nu obosi în facerea binului. Pentru că binele ăla care îl faci, nu aștepta răspuns de la oameni. Oamenii sunt așa cum sunt. Dar Dumnezeu nu uită niciodată să răsplătească. Te-a șugat tare mult. Dacă ați luat decizii de genul ăsta, eu întâlnesc prin mediile oamenilor de afaceri care ajung la starea asta. Dom'le, nu mai ajut pe nimeni. Ajută Africa, ajută dacă acum îi spui din captul și alălalt de lume, ajută, nu știe că ăia sunt mai răi ca și ei de împrăl, dar el ajută acolo. Numai că nu-i poate suporta pe ăștia de aici care nu știu spui mulțumesc frumos sau îți dei bună ziua sau trec pe partea și alălalt de stradă. Ori Biblia vine și spune, nu obosi în facerea binului. Așează Dumnezeu lângă tine oameni care să-ți care comor linșer. Borcanul de zacuscă, să-ți îl care ții în cer, franzela să te ducă în cer. Dacă îi dai și niște bani, tot în cer ți-i duce. Când nu-ți zici și mulțumesc frumos, ar trebui să-i spui tu mulțumesc că-ți cară lucrurile astea în cer. Că totdeauna când le dai lui, el le duce în cer, slăvit să fie Domnul. Când privești lucrurile așa, vezi altfel. Dar nu obosiți în facerea binelui, că într-o zi Dumnezeu vă va răsplăti. Frații mei, mă opresc aici și aș vrea să avem o rugăciune înaintea Domnului, să ne rugăm ca Domnul să toarne Duhul Sfânt peste biserică. Ca Domnul să ne îmbrace cu putere, să ne dea har și putere. Haideți să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului.